Salut, dragi prieteni! Semne bune anuare, rod cât cuprinde. Va fi un an bun din punctul meu de vedere și sper ca și dumneavoastră să vă bucurați de roadele pământului, dar mai ales într-un mod cât mai sănătos, cât mai natural, așa cum promovăm noi pe acest canal. Dar nu despre asta o să discutăm în materialul de azi, în schimb în acest videoclip vreau să discutăm puțin despre substanțele de stropire, atât la leguminoase, cât și la pom. Și mai ales vreau să clarificăm anumite lucruri pe cât posibil de scurt, pentru că știu că unii dintre dumneavoastră nu aveți răbdarea suficientă, astfel încât să înțelegeți cât mai bine cum acționează și cum anume ar trebui să le folosim. Pentru că sunt 100% sigur, în momentul în care deschideți mediul online și căutați cel mai bun fungicid natural, găsiți acolo o multitudine de substanțe. Macerat de urzică, macerat de coada calului, de cod de coada calului, soluție de lapte, soluție bicarbonat de sodiu, soluție de drojdie și multe alte chestii. Și atunci îți survine întrebarea, pentru care dumneavoastră uneori sunteți bulversați și aveți perfectă dreptate. Păi da, când le folosim? Că în materiale vedem cum să le folosim. Dar când să le folosim? Cu ce anume să stropim? Dăm azi bicarbonat, mâine lapte, poi mâine macerat? Și așa mai departe. E bine, despre asta o să discutăm în materialul de azi, pentru că, așa cum vedeți și aici, semne bune anuare, sper să fie la fel de bun și în grădina de legume și măcar dumneavoastră vă puteți bucura de niște fructe și de niște legume cât se poate de sănătoase, cât se poate de naturale, dacă folosiți substanțe bio. Așa cum încurajez de fiecare dată, cel puțin lângă casa noastră, în livezile mari, în intensive, și eu am livez mai mari unde mai folosesc din când în când substanțe chimice și mai departe, discutăm despre altceva. Dar cel puțin în grădina noastră, pe cât posibil, ar trebui să folosim aceste substanțe bio. Și așa cum știți și așa cum ați văzut, sunt o multitudine de substanțe bio care le putem folosi atât la pomii noștri fructiferi, cât și în grădina de legume. Dar până să discutăm despre ele și cum anume să le folosim și pe care să le folosim din ele sau tot ceea ce ține de ele, haideți să discutăm puțin despre substanțele chimice. Și cum anume acționează acestea? Și substanțele chimice sunt de două feluri. Sunt fungicide, adică substanțe care combat apariția fungilor, pentru că 100% toate bolile care apar în grădinile dumneavoastră sunt provocate de fungi, fie că vorbim despre mucegaiuri, fie că vorbim despre mană, fie că vorbim despre rapă, în cea mai departe o grămadă de boli sunt provocate în special de fungi. Și aici întâlnim fungicidele, care sunt chimice sau cele bio, despre care o să discutăm imediat, și mai avem insecticidele, care acționează asupra insectelor, totalitatea dăunătorilor care vin și ne atacă nouă culturile, fie că vorbim de leguminoase, fie că vorbim de cultura pomului. În schimb, problema este că insecticidele atacă și insectele bune și insectele rele. Nu discutăm despre asta, v-am prezentat foarte multe din materialele mele despre ce este vorba. Și cum acționează aceste substanțe? Ei bine, cele chimice sunt de două feluri. Sunt substanțe de contact, adică noi, atunci când stropim, ele acționează imediat și de aceea le spun de contact. Și a doua zi ele nu mai au niciun efect pe suprafața plantelor decât dacă a rămas, să spunem, n-a plouat, n-a căzut o rouă sau ceva de genul acesta. Și mai sunt substanțele chimice sistemice care rămân în partea vegetativă a plantei sau a pomului. Ba chiar se acumulează și în fructe și acelea rămân până pe la 25 de zile. O parte din acele substanțe în partea vegetală și lucrează acolo și spectrul lor de acțiune durează undeva aproape de 25 de zile, după care noi trebuie să venim și să repetăm acest tratament. Dezavantajul la sistemice, care sunt cele mai periculoase substanțe chimice care le putem folosi în grădinile noastre, este că ele rămân și se acumulează în pulpa fructului și prin ingerare noi putem avea probleme de sănătate. Bineînțeles, tot ce găsiți pe piață este stropit cu sistemic cât cuprinde. Și s-a ajuns la stropiri pe care le fac fructelor și după ce sunt culese, ca să poată să ajungă bine în piețe, să le mâncați. Ați văzut la tradiționala ceară și alte substanțe care se găsesc acolo. Deci, insecticide și fungicide chimice de contact acționează în acel moment în care le aplicați, după aceea nu mai au efect, sau sistemice rămân până la 25 de zile și după aceea reveni. Asta despre substanțele chimice pe care nu le încurajez. Și acum vin substanțele bio pe care le prezentăm în diferite materiale, atât eu cât și colegii noștri. Unii mai facem cercetări, unii mai facem anumite studii și vi le prezentăm și dumneavoastră celor care doriți
să încercați pe cât posibil să aveți o cultură bio. Știu că este extraordinar de greu să ai o cultură bio, mai ales din cauza acestor boli care au invadat, din cauza soiurilor pe care le cultivăm, care nu mai sunt adaptate, aclimatizate la noi în grădină. Și de aici și totalitatea dăunătorilor, atât din partea fungilor, cât și a insectelor, vin și ne fac adevărate probleme. Ei, toate substanțele bio pe care le prezint și eu și colegii mei sunt doar de contact. Deci ele nu acționează pe un termen mai îndelungat de timp. Și de aceea ele se folosesc preventiv și la nevoie. Deci nu putem stropi azi, de exemplu, cu macerat de urzică și să avem așteptări ca acest macerat de urzică să acționeze asupra plantei 20 de zile, 15 zile, 10 zile. După 3, 4, 5 zile, o săptămână, 7 zile va trebui să reveni. Dar ce ne facem că și maceratul de urzică este un bun fungicid și soluția de lapte este un bun fungicid? Fac chiar uneori și bicarbonatul. Și se bat în cap în cap. Ce facem? Dăm azi cu macerat de urzică, mâine cu bicarbonat, poi mâine cu lapte? Nu. Haideți să vă spun despre ce este vorba. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră trebuie să vă faceți o schemă de tratament. Eu am una și probabil că o să vă prezint într-un material anterior, pentru că nu vreau să lungesc foarte mult acest material. Și este bine ca atunci când plantele sunt mici, să folosim, de exemplu, decotul sau maceratul de coada calului, pentru că acestea întăresc plantele. După aceea mai facem o revenire la 30 de zile cu acest macerat sau decot de coada calului și ne oprim, nu mai acționăm. Venim cu maceratul de urzică, cel puțin în cultura tomatelor și în cultura legumelor, și îl folosim atât foliar, dar mai mult ca îngrășământ, ca aport de azot în prima parte a culturii de tomate sau de ardei sau ce legume aveți dumneavoastră, pentru că atunci ele au nevoie de cele mai multe substanțe nutritive pentru a se dezvolta. În schimb, după ce am dat maceratul de urzică odată foliar, la 7 zile revin cu maceratul de urzică și mai dau doar la tulpină, ca îngrășământ. Și după aceea vin cu soluția de lapte, cel puțin în cultura tomatelor, pentru că acolo toată lumea cultivă tomate și mie îmi place să le cultiv și așa mai departe. Deci dumneavoastră nu dați azi cu bicarbonat, mâine cu lapte, poimine cu macerat, răspoimine cu drojdie și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, maceratul de urzică folosiți-l o dată de două ori, atunci când plantele sunt în dezvoltare și ele nu sunt atacate foarte puternic de aceste boli. Îl dați foliar, dar după aceea mergeți cu el ca îngrășământ. O dată pe lună mergeți cu soluția de drojdie, tot ca îngrășământ, nu pe plantă sub nicio formă. Și între timp, din 3 în 5 zile, sau după ce plouă, sau după ce copiliți, sau după ce săpați, sau după ce faceți orice acțiune în grădină, mergeți pe soluția de lapte. Mai ales pentru tomate și pentru cultura legumelor, pentru că eu așa consider și așa fac și eu. Și de aceea trebuie să faceți o mare diferență între tot ceea ce vedeți și cum folosiți. Nu dați una peste alta. Alegeți-vă trei substanțe. Băi, dau cu macerat, prima oară foliat și foliar și ca îngrășământ și după aceea păstrez maceratul de urzică ca îngrășământ și mai dau cu soluție de lapte. Și folosesc decotul o dată la 30 de zile pentru întărirea plantelor. Atât. Nu mergeți și băgați 100 și 1000 de substanțe în grădina noastră, pentru că pur și simplu o să vă deteriorați plantele. Da, încurajez maceratul acela, soluția aceea de plante care aduce un aport extraordinar. Puteți tot ceea ce se folosește ca îngrășământ, puteți să mergeți o dată la 7 zile, o dată la 14 zile și să puneți la tulpina plantei. Ce dați foliar pe ea doar atunci când este nevoie. În ceea ce privesc dăunătorii insectele, acționați atunci când îi vedeți, când observați prezența lor. Dacă ei nu sunt acolo, nu mergeți să stropiți, că stropiți degeaba. Vedeți afide, da, faceți soluția pe bază de ardei, acționați asupra lor sau pe bază de săpun. Deși la legume aș recomanda soluția de ardei iute cu boia, iar la pom aș recomanda soluția de săpun, pentru că este o diferență destul de mare. Vedeți, nu știu, gândac păros la pom, da? Mergeți imediat și puteți să folosiți soluția cu ardei, iute și puteți să puneți și ceva pelin în ea, pe pom și o să-l respingă. Și mai departe, sunt foarte multe combinații pe care le puteți face, dar pe rând. Despre asta a fost materialul de azi. Sper că ați înțeles ceea ce am vrut să spun. Iar faptul că am filmat aici în spate cu căței, am vrut să vă prezint oarecum și căței, pentru că pe multe materiale ați auzit diferite scandaluri, diferite gălăgii și ei sunt, se ceartă. Întotdeauna, haide să schimbăm camera.
Și ei fac scandal, dar după cum vedeți, trăiesc destul de bine, ies afară de două ori pe zi, fără probleme și nu este... Deci nu chinuim câinii, nu sunt. Din contră, dacă am atât de mulți câini, înseamnă că îi iubesc. Ce face tata? Ce face mă de zic? Așa că, dragii mei, până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!